Am revenit la Jurnal, doamnelor și domnilor, și mergem în plan extern cu tremur puternic cu magnitudinea de 6,5 grade pe Richter în capitala Afganistanului, Kabul, și în nordul Pakistanului. Seismul a durat cel puțin 30 de secunde și a fost resimțit în mai multe zone. În Pakistan a fost declarată stare de urgență, iar până în acest moment, cel puțin 11 oameni au murit și alți peste 120 au fost grav răniți. Institutul Seismologic American a anunțat că magnitudinea cutremurului resimțit și în capitala Indiei, New Delhi, a fost de 6,5. Seismul s-a produs la o adâncime de 194 de kilometri, iar epicentrul său a fost localizat în lanțul muntos Hindukush, lângă provincia Badakhshan, în nordul Afganistanului. Mișcările scoarței terestre s-au simțit până în Pakistan și India. Panica s-a instalat rapid, iar oamenii au fost văzuți fugind efectiv din case. În Pakistan a fost declarată stare de urgență. Au fost înregistrați 11 morți și peste 120 de răniți, iar pagubele materiale sunt însemnate. Mulți dintre ei se strigau unii pe ceilalți de teama unei replici puternice. Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 produs anul trecut în estul Afganistanului a provocat moartea a peste 1000 de persoane, iar alte zeci de mii au rămas fără adăpost.